Klaus Iohannis a prezentat în cele 200 de pagini ale volumului Pas cu Pas o față mai puțin cunoscută a sa. Președintele ales al României a trecut prin momente grele în studenție. Un an și jumătate am stat la cămin în condiții extreme, dar nu le-am lăsat să mă deranjeze. Stăteam 6 sau 7 oameni într-o cameră minusculă, în niște condiții de neimaginat. O perioadă mai puțin plăcută a fost cea petrecută în armată. Klaus Iohannis a caracterizat timpul petrecut în uniformă drept o pierdere de vreme. Președintele ales nu s-a sfiit să vorbească nici despre viciile sale. Iohannis a fost un fumător înrăit, totul până în urmă cu 15 ani, când a abandonat definitiv tutunul. Fumam uneori și câte 2 pachete pe zi, dar m-am lăsat. Este un lucru știut că nu suport nici măcar fumul de țigară, iar colaboratorii mei iau acest lucru ca pe o regulă nenegociabilă. Klaus Iohannis și-a lansat la București volumul autobiografic. Da, bună seara! Bună! Cum se înghesuiau de ună zi la vot, parcă așa au stat acum la coadă în jur de 1000 de oameni pentru a prinde un autograf de la Klaus Iohannis. Mulți dintre aceștia nu au mai avut răbdare și au și răsfoit puțin cartea. Am cumpărat-o, da. În primul rând am vrut să-l întâlnesc pe domnul Klaus Iohannis și aceasta m-a făcut să cumpăr cartea, ca să am și un motiv să-l întâlnesc. Și am și lecturat aseară câteva pagini și cartea e de interesantă, e chiar interesantă. De ce ați cumpărat cartea lui Klaus? Pentru că, prin noul președinte, aș dori să-l cunosc mai bine. Cu ocazia asta am cumpărat și carte. Președintele ales al românilor s-a declarat impresionat de numărul mare de români care au fost alături în această zi. Am vrut să arăt oamenilor care doresc să știe aceste lucruri cum am evoluat în viața publică, care sunt valorile mele aduse din familie, din școală, din cercul de prieteni, cum am văzut eu dezvoltarea în spațiul public. Klaus Iohannis le-a spus românilor și ceea ce nu vor găsi în autobiografia Pas cu Pas. Ceea ce nu o să găsiți este senzaționalul. Sunt un om nesenzațional. Departe de mine să dau cuiva lecții prin intermediul acestei cărți. Nu există o rețetă a succesului alta decât cea spusă de Einstein. 99% transpirație și 1% inspirație. De atunci nu s-a schimbat nimic.